N-am pus pe partea, n-am pus pe aici. Ieri am fost pe Bolișoara. Da, da, acolo. Deci acolo scrie, da, sunt copaci înalți de-a lungul pomului. De-aia dacă e putin, te prinde acolo, e periculos să-l strice. Toate că n-am văzut copaci căzuți. Polistoaca este un loc de promenade, ți-am zis, unde înainte, nu știu ce, regina României se plimbau pe drumul ăla, are vreo 2 km. La capăt țin niște vile frumoase, închise, de astea de securiști, de aia, da, vile frumoase. Deci vreo 2 km fără mașină, fără nimic, te poți plimba, da. Și pădure de o parte și de alta. Da, da. Astăzi ziceau că au venit, dacă au venit avea frizări, dar când e lume, nu vin urși așa peste oameni. Da, na, eu n-am văzut că a fost și anul trecut, nu știu de câți ani venim mai bine, de 5 ani. N-am văzut. Da. Foarte interesante. Ți-am mai zis eu, nu știu dacă mai știi, venea ursoaica la gunoi cu 2 pui și la un moment dat ursoaica s-a dus o grădină pe aici, a coborât în grădina aia, ursuleții micuți, erau la ghena acolo în viață. Era ca o magazie ghena. Duceau anul trecut multe caserole de aici. Erau perioada când se dădea la caserolă mâncarea și cu multe plastic, așa. Și ursoaica a coborât, au ieșit între timp ursuleții, n-au văzut-o pe ursoaică și au luat-o pe șosea. Ursuleții au coborât. După ei o mașină, tocmai trecea pe șosea. Și probabil că i-au împins să se coboare mai repede. Ursoaica a ieșit, i-a căutat, a văzut că nu s-a acolo, a venit în mijlocul parcării aici. S-a ridicat în două labe, s-a uitat la noi la etaj, parcă ne întreba unde sunt. Deci a venit, nu mai ținea cont de nimic. Și eu am făcut semn, te uiți la rădute pe josea, nu la noi. Și i-am făcut semn cu mâna, s-a dus și ziua următoare am văzut-o cu puii și a găsit.